Vineri 24 iunie la orele 14 ar fi trebuit să aibă loc și ședința de constituire a Consiliului Județean Neamț. Secretarul județului Daniela Soroceanu a făcut apelul nominal al consilierilor aleși pe listele formațiunilor politice, constatând prezența tuturor celor 17 consilieri PSD. Bună ziua! Vă fac apelul nominal în ordinea mandatelor care au fost atribuite. Arsene Ionel. Prezent. Munteanu Ioan. Prezent. Arcan Emilia. Prezent. Harcuz Liviu a renunțat. Vasiliu Moise Florentina a renunțat. Vârlan Georgeta Luminița. Prezent. Șervan Ciprian Constantin. Prezent. Manoliu Dan. Prezent. Oprea Gheorghe a renunțat. Harpa Vasilica a renunțat. Sărăgea Nicolae a renunțat. Ciubodaru Mădălina Veronica. Prezent. Buloai Oana Gianina. Prezent. Anduș Cădănuț. Prezent. Murariu Vasile. Prezent. Constantin Dan Vasile. Prezent. Corduneanu Eduard. Prezent. Până aici au fost titulari. A renunțat câțiva dintre colegii dumneavoastră de la PSD și urmează. Boceanu Adrian. Prezent. Nica Vasile. Prezent. Ciubotar Ionel a renunțat. Dascălu Valeria a renunțat. Pușcașul Neculai. Prezent. Rotaru Ion a renunțat. Mătasă Constantin a renunțat. Nistor Olga. Prezent. Pavel Gabriel Dan. Sunt 17? Da. Vă rog să-mi spuneți, secretariatul, sunt 17? Da. Mulțumesc. La apelul nominal al liberalilor s-a constatat că cei 14 aleși sunt absenți. Prezenți au răspuns însă cei 4 consilieri minoritari ai ALDE și PMP. Cosmanciu Cornelu Mugurel. Lipsă. Leoreanu Laurențiu Dan, lipsă. Chitic Dragoș Victor, lipsă. Absent. Umulescu Traian, absent. Tapalagă Constantin Cristian, absent. Copșa Florin Adrian, absent. Banu Gabriela, absent. Anton Elena Monica, absent. Acatrine Dumitru, absent. Belevco Lucian Florin, absent. Nechita Marius Mihai, absent. Luca Gabriel, absent. Boca Ioan Doinel, absent. Stavarache Valentin Constantin, absent. 14. Da? ALDE, Astapte Ion. Prezent. Mihai Alexandru. Prezent. Și PMP. Gurlacu Ștefan a renunțat. Todiriția Andreea. Dulamă Laurențiu Cristinel. Prezent. Mulțumesc. În condițiile în care nu s-a realizat cuorumul ședinței, reprezentantul prefecturii Neamț, Petre Ilie, a anunțat procedura legală de reconvocare a ședinței pentru marți, 28 iunie, la orele 14. Noi am luat în notă până la orele 16, o să emite în morning, de reconvocare la a doua ședință de constituire, pe 28 marți, așa la orele 14. Lipsa liberalilor de la ședința de constituire a Consiliului Județean a dat apa la moară socialdemocraților, deputatul Ionel Arsene tunând și fulgerând împotriva irresponsabilității politice a liberalilor și a intereselor acestora de partid. Domnii de la Partidul Național Liberal ignoră încă o dată votul nemțenilor, duc în derâdere votul nemțenilor din 5 iunie. Asta înseamnă oameni politici responsabili, oameni, de fapt la liberal eu cred că acolo este o gașcă de oameni care sunt puși pe căpătuială, pentru care interesul personal și de grup contează și nu interesul cetățeanului. Așa cum ați văzut și astăzi la Consiliul Local Piatra Neamț au absentat, la Consiliul Județean au absentat. Oameni politici care nu au niciun respect pentru votul cetățeanului din județul Neamț și pentru ceea ce se întâmplă cu județul Neamț. Noi cei din PSD, împreună cu partenerii noștri cu care formăm o majoritate, ne-am prezentat astăzi și la Consiliul Județean și la Consiliul Local Piatra Neamț, să încercăm să punem lucrurile pe făgaș și să ne apucăm de treabă. Din păcate, încă o dată, Partidul Național Liberal, prin acești oameni irresponsabili, au ales să boicoteze
formarea, ședința de formare a unei majorități, a Consiliului Local și a Consiliului Județean. Așteptăm să vedem ce se va întâmpla marțea viitoare, când prefectura va emite un nou ordin de convocare a ședinței de Consiliul Județean. Isonul l-a ținut și proaspătul coleg de înțelegeri politice Ionela Saftei, președintele al DNEMț. Partidul Național Liberal a început să joace țunțoroiul pe tabla de șahuri nemțene. E un semnal deosebit de neplăcut, e un semnal de lașitate, de neputință, pe care sigur îl transmit alegătorilor, îl transmit nemțenilor prin reprezentarea lor la ședința de constituire a Consiliului Județean. Și pe lângă neputință și lașitate, sigur că intervine, dacă vreți dumneavoastră, și lipsa de respect față de nemțeni, față de cetățenii județului Neamț. În aceste condiții, politicienii locali trag de timp și așteaptă ordine de la București în vederea constituirii de alianțe care să asigure majorități necesare obținerii funcțiilor de conducere. Conform negocierilor politice de până acum la Neamț, postul de președinte urma să-i revină PSD. Deputatul Ionel Arsene preferând să părăsească funcția de la București și să devină pentru următorii 4 ani președinte al Consiliului Județean Neamț. Ales conform legii, în mod indirect, prin votul consilierilor județeni și nu al cetățenilor, ca până acum. El ar urma să fie secondat de Ioana Saftei de la ALDE și Laurențiu Dulamă de la PMP, care ar urma să fie aleși vicepreședința ai Forului Județean.